În timpul examenului, în primul rând și în primul rând, am fost nemulțumit în legătură cu examinarea propriu-zisă. A trebuit să parchez mașina cu spatele. În momentul acela a venit o mașină din spate și nu aveam unde să parchez. Mașina respectivă a depășit pe partea dreaptă, prin locurile de parcare, și a ieșit în fața mea. În momentul ăla el nu mai avea loc să iasă. I-am spus, domnul polițist, trebuie să dau un pic mai în spate ca să-i fac loc mașinii să iasă. Nu mi-a zis nimica, după care am încercat parcarea. Și i-am și spus, domn polițist, am dat mai cu spatele și o să vin un pic mai aproape de mașina respectivă de acolo, pentru că sunt un pic mai în spate. Și am parcat-o, am îndreptat volanul, dădeam cu spatele și în momentul acela el mi-a pus frână, că lovesc mașina din stânga, din partea stângă. În momentul în care dai cu spatele, într-adevăr, era loc destul de puțin, erau cam vreo 20 de centimetri între mașini, dar eu dădeam cu spatele. Nu aveam cum să lovesc mașina din stânga, cel mult să lovesc în spate, dacă era să fi lovit. Și m-am simțit nedreptățit pentru faptul acesta, că a trebuit să-mi pună el frână pentru că loveam mașina din stânga, deși nu o loveam. Ți-a spus ceva atunci pe moment sau? Da, mi-a spus că mi-a pus frână, atâta tot, după care mi-a să-mi continui traseul. În fine, am ajuns, după ce s-a terminat toată chestia asta, după ce s-a terminat examinarea, am ajuns în parcare la stadion. După ce am ajuns în parcare la stadion, am spus că aș vrea să depun o plângere pentru ce s-a întâmplat și mi-a spus, da, depun o plângere, nu mă interesează. Și n-am vrut să semnez chestia aceea, n-am vrut să semnez foaia. Ei bine... Promovase-i examenul sau? Nu, era respins. După ce am stat pe acolo, că am mai așteptat, mai aveam un coleg care dădea după mine, de fapt o prietenă care dădea după mine și am vrut să aștept să văd ce face și ea, vorbeam prin parcare pe la telefon și a venit agentul de poliție la care am dat examenul și mi-a cerut dosarul. Și în momentul ăla m-am gândit, dar de ce îmi cereți dosarul? Și atunci s-a enervat domnul, m-a luat de mână, m-a împins și mi-a spus că mă trântește de pământ. Adică în momentul acela am sunat la poliție, am sunat la 112 și mi s-a spus de la 112 că ei nu au. N-au ce să facă, n-au nicio legătură, că dacă sunt rănit, trebuie să sun la salvare, dacă sunt rănit. Și practic polițistul a venit și te-a luat de umăr să te arunce de asfalt? Deci de umăr m-a luat de aici și m-a împins și a zis ai de drumul de aici. Ceva? Nu, n-a intervenit nimeni. Și după ce te-a bruscat, ce a plecat. A plecat și pe aia m-am dus la el. Cum e posibil? Fără dosarul rămăsese la mașină, la instructor. Luasem dosarul și tot ce trebuia. Și ce ți-a spus? Atunci mi-a zis că am picat și nu știu ce. Și după? Nu l-a întrebat de ce te-a agresat? Ba da, m-a ignorat, doar m-a ignorat, atât. N-am avut ce să fac. M-am dus la educat, cum e posibil, am sunat la 112 și stăteam în timp ce stăteam cu telefonul și alte vorbeam cu... Alte de amenințări au mai existat? Nu, doar chestia asta, că mă ce bate sau cum dă de pământ. Nu m-a spus, dar după aia mi-a semnat pe dosar după ce incidentul ăsta, că de asta voia dosarul, mi-a scris comportament neadecvat, nu știu ce. Și am înțeles de la domnul instructor că ăștia sunt mână-mână și dacă vă chestia asta, nu o să mai trec niciodată aici în Pitești. Tu de unde? Eu sunt din Argeș. Câți ani? 18. Și când ai sunat la 112, operatorul ce ți-a spus? Mi-a spus întâi, răspunde doamna aceea și i-am cerut, vreau și eu legătura cu poliția să văd ce se poate rezolva. I-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a făcut legătura cu poliția și domnul agent de acolo, sau mă rog, cine mi-a răspuns, mi-a spus că nu sunt ei responsabili pentru asta și a zis că dacă sunt răniți, să sun la salvare, să vină. Atât. Zic numele. După aia mi-a spus că să merg la prefectură aici.